ascensori? Se impune, crede-te, că în calitate de președinte de club am nevoie de o imagine de om serios și familia e singura care îmi poate crea imaginea asta atât de repede. Hai, du-te, păi ți-ai găsit, mă, fă oarbă steie. Că nu ironicule. Da, am găsit o tonă de păpuși când am căutat secretară. O să găsești și o tonă de neveste cu căutarea voastră. Mă, nu zici, adevărul e că tu chiar ai nevoie de o nevastă de o tonă, care să reziste sub alea două ale tale. O să-mi iau manechin, fraiere, că lumea a făcut banul lui roiește de manechine de-astea, să vezi câte o să mă sune. O să te sune draște, pieptene, și mai și cheltui bani așa ca fraier. Dar și la aibă din gură că poate-și găsește vreo toantă, se mută la ea și scăpăm de hipopotam. Și dacă nu se mută, dacă și-au ce vreo hipopotam ca și leva și ne transformă căcioara în zoo. Ai uitat faza cu Angie? Angie, lasă-mă că se mută. Auzi, mă, Dane, păi da, dacă te însori, te muți cu fata, mă, că doar nu o s-o aduce aici printre atâția hândrălăi. Evident. Te muți! Când? Stai, bre, să-mi găsesc întâi o nevastă. Să-ți ajute Dumnezeu! Știam eu că-mi vreți binele, tanti, să rămână. Mi-l vreau pe-al meu, băi, făinoșule. Că dacă tu te cari, eu o să rămân singurica cu popuzele în dormitar. Și poate n-o să-i mai fie rușine și... Tanti! Ce, tanti? Mărlănele, hai, dă fuga că-ți plătește baba anunțul. Asta, rămâna! Stai, Mărlăne, stai! Păi, tu ai nebunit! Păi, prin anunțul se cuplează numai... Numai obsedați-mă! Numai proștii vorbești, băi, pupăjel! Că eu m-am cuplat până anunțuri de 10 de ori și n-am întâlnit niciun obsedat, din păcate! Da, de unde știți dumneavoastră, tanti, că nu erau? Păi dacă era vreunul obsedat de mine, nu mă părăsea dimineața! Mărlane, tu ascultă-mă pe mine, mă, că eu lucrez în presă! Nu mai lucrez la televiziune? Taci! Băi! Dacă dai anunțuri, o să te sune numai ciudate. O să te sune numai... Numai... Naomi, mă. Știu, Naomi Campbell are... Adică bărbați care se dau femei inconștientule. Păi ce Naomi e băr... E băr... Naomi de la noi? Uh-huh. E bărbat... Da. Exact! Să nu te pună naibii să dai anunț, că o să mergi ca cowboy, mă! Păi deja am dat pupă za anunțul. Am mai scris și că sunt mogul, plezirist și epicurean. Ce dracu e alea, băi? Apar n-am, dar am auzit la televizor și sună bine. Au, epicurean... Ce mă fac? Nu răspunzi la niciun telefon, aia te faci! Ce spui, pupăjel? Păi să vă puie dracu să nu răspundeți la telefon, că poate mă sună aia să-mi dea vreo vește despre Costeluș și dacă o pierd, vă crap! Mărlănele, maică! Da! Nu fi bol! Că măgarii ăștia doi o fac intenționat, bagă strâmbe! Să nu care cumva să te așezi la casa ta înaintea lor! De e rușine că o să-i umilești! Așa, mă? Ce faci, mă? Trebuie să plec urgent. M-au sunat de la primărie că ea de la salubrizare vor să intre în grevă. Și dacă nu rezolv problema în seara asta, mâine o să fim înconjurați de gunoaie. Trebuie să convoc ședință de consiliu. Bă, tu mă crezi proastă? Cine naibii vine la ora asta la ședință când se poate rezolva și mâine dimineață? Cine aruncă gunoaie noaptea? Poate vampirii și insomniacii și scuză-mă, ăia sunt câțiva numeri pe degete. Cine trebuie să fie la ședință, o să fie, că dacă nu, au pus-o. Corect. Și sunt convinsă că o pun cu tine, nu? Băi, lasă-mă în pace, că iar aberezi. Fantame, nu pleca, că o să-ți pară rău. Bine. Dacă nu ți-o-i trimite eu paparații pe cap. Bună seara. Am și eu un pont gras pentru dumneavoastră. Vor salarii mai mari șantajiștii, a? Nu, șeful, vor acelea salarii. Adică să le dăm înapoi ce li s-a luat. Ce li s-a luat?
20% din contract? Cine l-a luat? Doamna prefect, că i s-a părut suma prea mare față de celelalte sectoare și a zis că diferența sigur e șpaga noastră. Doamne, e nebună? Dumneavoastră trebuie să știți mai bine. Păi sectorul ăsta este cel mai mare sector. E și normal să aibă... Eu i-am zis. Special a făcut nemernica ca să mă bage pe mine în... Da, lasă. Că dacă vrea război, o să aibă război. Alo, alo, ce faci, dom? Cine e ăsta? De fapt, chiar ne bucurăm că ați venit ca să arătați bucureștenilor că primăria n-are somn până când nu rezolvă problema gunoaielor. A, ne-ați tras pe sfoară. Ce face? Nu v-am tras, domne, pe nimic. Noi chiar suntem în ședință de Consiliu Local pentru rezolvarea problemei cu gunoaiele. Păi trebuia să ziceți așa, nu să ne mințiți că primarul face sex cu nu știu cine. Cine v-a zis, domne, așa ceva? Că... Nemernica. Special a făcut treaba asta. Dar uitați-vă la mine, că o omor. Pe cine omorâți? Pot să pozez eu? Dacă îmi dați exclusivitate, plătesc gras. Subiecte de rahat, audiență, idem! Șefe, crizul de nervi, adică... Șefe, e criză peste tot! Lumea stă în casă ca să nu mai cheltuie și de-aia nici nu se mai întâmplă nimic important! Mă doare în criză, Popăză! Ai zis că în seara asta vii cu un subiect bombă! Ai zis sau n-ai zis? Da, am zis, șeful, dar l-am amânat pentru mâine ca să pot să mă documentez să fie într-adevăr bomba despre care v-am promis să fie! Popăză! Mi se pare mie sau tu încerci să mă îmbârligi? Nu poți că nu sunteți genul meu. Să mă îmbârligi, adică să mă prostești. Nu, șef, cum să mă prostesc eu pe dumneavoastră? Mă scuzați. Atunci, zi care e subiectul. Subiectul este în lucru la sursele mele și încă nu mi-au dat amănunte. Zi măcar despre ce e vorba, că te trec la teleshopping. Este vorba despre un scandal sexual cu o vedetă super cunoscută, șef. Pe bune? Păi mi-aș permite eu, adică noi, să vă mințim pe dumneavoastră aici de față. Cum sunteți dumneavoastră așa? Păi sper că nu, că dacă o faci, schimb teleshopping-ul pe femeie de servici. Cine-i vedeta? Nu mi-au zis-o încă șeful pentru că nu le-am plătit taxa de exclusivitate. Păi du-te repede și plătește, idiotule! Vrei să ne sufle concurența subiectul? Fugi, 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 fugi! Și cum afli, mă suni! Mă suni, hai! Vă sunăm amândoi! Tulsun, da? Tulsun, că ți-ai luat angajamentul! Că eu nu mai am minute, tu mai ai! Da, du-te mă odată la WC-ul, că dacă sună cineva, te chem eu. Știu. Dar nu sună mă nimeni acum, că baba aia surdă și grasă, dă i-a fost lui predestinată, e și chioară, mă, și ia 3 zile până formează numărul. Știu. Pa! Asta însemnează că poartă ochelari, bă. Alo? Kobe. Ce-ai, bă? Că-mi parcă nu vrei să se împerecheze godacul. Ia, ce? M-am răzgândit, ce, n-am voie? Te-ai răzgândit, ră? Păi de ce nu zici, bă, așa, bă? A, tu vrei să rămâi pe felie singur cu hârca și să scapi de ăsta în dormitor? De ce nu mi-ai zis, bă, așa, că vorbeam cu Afrodita și vă lăsam pe voi în dormitor la noi? Chiorete, dacă mai faci vreodată vreo glumă de-asta proastă... Baba, nu mai fi de glume în tine, nici umor, nici nimic. Hai că te găsește, dragi. Alo, CFR-ul? Da. Insistă, fata, știe că tu ești alesul. CFR-ul, maică? Nu, babo, e cimitirul Belu. Baba, să vii până la noi să-ți luăm măsurile pentru Coșciuc dacă tot ai sunat. Acum mai sună sigur. S-o crezi tu. Auzi, mărtăciună! Alo?
Să rupe rușițele, Dudecuță. Ați sunat în legătură cu anunțul? Da. Dumneavoastră sunteți persoana? Da, dar nu știu cât mai pot să țin. Cât mă bucur că după voce pare un mascul adevărat. Auzi, pot să-ți zic tu, da? Da, din culcare, sculare și invers și tot așa. Mă bucur că ești și direct și vrei și direct la acțiune. Ia zi, când putem să ne întâlnim? Că de-abia aștept să te văd, răule. Pupăză! Nu sunt pupăză! Nu de tine vorbea, dragă. Tu ești... Pupă-mă! Dă-mi numărul tău să te sun în privat, că aici sunt la birou și tot mă deranjează subalternii ăștia. Stai, nu-l zi acum, stai să-l scot după speaker. Zi! Începe cu 8-9. Altul ai? Na. Lasă că-i bun și ăsta, că am abonament de la de $6, da. 6 minute rețea și rest nelimitat, zi. Bun, hai că te sun. Te pup, pa! Na, mă, vă zureți! Ha! Ce-ar asta, mă? Ha, face pe el și vrea să mărite. Pupăză, am o urgență cu tine. E? Vreau să mă chem diseară în emisiune ca să arăt opiniei publice cine a băgat gunoiere în grevă. Ce, m-am intrat gunoiere în grevă? Din cauza lui nebuna de Emma. Și am și dovezi. Când lui-a arătat diseară în emisiune, o să fie destituită imediat. Nu cred că ai vrea să ratezi căderea prefectului în direct. Bine, și în reluare. Căderea prefectului? Te sun eu să spun la ce ora să vii. Dă-te așa! Dă-te, că am treabă! Și e zic, iurite, să-mi perechează purcelușul? Da, bă, a dat și anunț la ziar și șcată scroafă. Auzi, dar mișto ar fi să găsească o dintre asta, o maniacă care să-l hăcuie și să-l tranșeze pe calități. Că ăștia de la mica publicitate numai nebune, așa sunt. Serios, hă? Mai bine că nu mi-ai zis numele prin telefon, că sigur ne-a ascultat concurența. Ia zi, cine-i vedeta? Ah, șef, am renunțat la subiectul la care era vorba de o vedetă de mâna a treia semine necunoscută. Și l-am înlocuit cu o bombă de presă. Bum! Bombă, bum! Exact, șef. He? Sunteți pregătiți să vă... He? Zi odată! Mai puțin, stai jos. În această seară, la Pupăză Show, în direct, în exclusivitate și sunt convins că și în reluare, veți asista la căderea prefectului capitalei. Prefectul capitalei își va pierde postul, în direct, ce sunt convins că și în reluare. Nu pot să cred, Pupăză. Este că sunt senzațional. Ești, Pupăză. Asta sunt. Dar senzațional de prost. Si. Cum dracu să renunț la un scandal sexual pentru un rahat de destituire? Pe cine naiba mai interesează astăzi politica? Bă, să spun adevărul. Și de mâna a cincea, dacă ar fi vedeta, și tot ai face mai mult rating decât cu prefecta ta idiotă. Dar Emma cu șeful, dacă vă aude. Dacă îi spui, ești șomer. Nu, șeful. Hai, fugi repede și adu-mi imaginile să văd cine-i vedeta aia de mâna a cincea. Bun. Relații la... Nu știi cu cine te pui, nebuno! Da, vă rog. De nevastă? M-a sunat cam târziu, îmi pare rău, sunt deja luată. Da, mă flatează telefonul dumneavoastră. De ce să-mi pară rău?
nu-ți permis să-mi vorbești așa, perversule! Ai fost la întâlnire? Nu. De ce? Vrei să vii cu mine ca să-ți bagi unghia în gât? Ha! Bă, tu chiar ești idiot. Eu vreau să-ți meargă bine cu fata aia, mă. Păi nu ești tu prietenul nostru? Apropo, unde o să vă întâlniți? Ai vrea tu să spun. Încă n-am aflat locul șeful, dar sunt în curs. În curs cu S, la sfârșit. Ce bunăciune! Ia uite-a pupăză, ia uite aceea. Ce funduleț are, zici că-i 2000 de fotbal. Să sun să o chem la noi, la club, bă. Poate vrea joace la noi în echipă. La... Ia mă să sun eu, că încercarea moarte n-are. Ia sună-mă de pe fix, că nu mai ai minute. Dacă am abonamentul ăla de... Păi, e și fraier, bagă de... De 6 minute, care vorbesc 6 ani cu el, dar... În toate rețelele... 9, 9, 9. Sărău, mânușițele! Stai, bă! Ai legătura cu întâlnirea de matrimonial, de... Alo! Alo! Și dracu mă zice să suni și când le suni, închide. Ia mai sună o dată. Las-mă mai încolo să-mi uite vocea. Plus că pe ăsta, pe fix nici nu mai am minute, că ăsta nu-i la $6. Da, știi cât mă sună? Și nu înțeleg de ce. Păi dacă ai devenit persoană publică, toți obsedații vor să fie cu persoane publice, cum Iora Mantale, cu Udrea, cu Băsească. Adică ce mă, sunt și eu un fel de Udrea? Da, dar ai grijă că obsedații ăștia sunt cam golănași, așa, nu prea au gânduri serioase. Stai-mă liniștită că îi testez înainte să le dau întâlnirea. Oh, da, cum îi testezi? Nu știu, găsesc eu. Ia, zi. Știu, mă, știu, fii atentă. Le dau rejec la toți. Așa. Și ăla care sună de mai multe ori. Să zic așa, cam de 10 ori, bun. Ăla câștigă întâlnirea. Sigur că da. Hai, fată, ce naiba, că unul care sună de 10 ori, sigur are gânduri serioase. E, cum? Închis. Te apropii, băiețică? Curaj, dragă, curaj! Da, boss? N-am aflat încă locul, dar puteți să trimiteți echipa de filmare la mine și plec eu cu ea. Da, că în maxim o jumătate de oră se întâmplă. M-a sunat sursa, sigur că da. Să trăiți. 10! Asta e! Câștigătorul meu! Hai, iubire, hai, încă unul și te-ai scos! Proastă! Da, anunț ca să nu răspunză!
cum te duci, mă? La întâlnire. Păi ai convins-o? De prima dată, de când ai de te. Păi stai, mă. Nu mai bine o aduci tu aici. Hai că e și în interesul tău. Dacă cumva vrea să o scoți la vreo cârciumă și începe să comande calamari, icre negre, homari, prânzeturi franțuze, stixuri, alune și la sfârșit când vine cu nota de plată te trezești cu jdemii de milioane, hă? De milioane? Nu n-o mai duc, bă! Păi da, mă, dar dacă n-o duci o să zică că ești coate goale, cârpă în fund, pâine în buzunare, nu se poate! Mărane, fă cum îmi spun eu! Adu aici că ai în frigider de toate, că s-a ocupat băiatul pentru tine. Ai, și șuculiță de aia cu șoriți? Păi cum să nu? Și din asta cu șoriți, cum îți place ție, și multe altele. Ia uite! Hop! Ce dracu de... Cum mă rejectezi tu? Faci pe cocoșul? Îmi place! Auzi? Și dacă o aduci aici, îi zic că asta e casa ta. Îi zic? Să se facă așa la care minte? Da? Mă tragi în piept, că tu ai mai mică, să fac mai mare. Nu, să fie fetiță la care minte. Bine, mă, bine! Iată că dacă... Ai zis? Dacă mă minți, ți-o tai cum a tăiat ciomul pe ăla, mă. Mi-a luat și lupă, ca să nu tăinește, de când nu... Hai, pa! Șefu, ați trimis carul, că subiectul este ca și aranjat, v-am zis eu! Bambuțe mică și dulcică, arată! Stai că mă ține telefon! Hai, dă-l încolo! Dacă l-am închisat! Hai că deja ești enervant! Ia stai, dragă, ia să te văd șopă la pe... Să ține ca portocalele! Lăgă-te, dragă, ai și bananul! Ce-ai, mă, n-ai spus că ești epicurean? De-abia aștept să o văd și eu. Că dacă merge, mă bag și eu. Palu Mărlanu? E, nu Palu Mărlanu, mă, deștepte. Mă bag să dau și eu anunț în ziar. Unde e? Cine? E, cine? Zâna? Hai că mi-au povestit ăștia tot. Nu mai e. Cum nu mai e? A murit. A murit, că de asta și vrut să întâlnească cu cineva. Ca să moară fericită. Sunt tulburat. Da. Mai puțin. Mărlane, treci la telefon. Chie. Moarta. Ai, bă, o fi murit preventiv, mă, ăsta, așa, la mișto. Când te-a văzut pe tine cum arăți, s-a dat colțul. Alo. Bună, iubire. Și mie mi-a plăcut de tine. Da, mi-a apărut o ședință de urgență la serviciu și a trebuit să plec. Normal că vreau să ne mai vedem. Sigur. Dar cheamă-mă aici! Hai că... mă sună cineva, scuză-mă! Te sun mai târziu! Sărmâna! Pa-i bine! Bună, baby! Păi și nebun, trebuie să dau și eu anunț, mă! Pă bune! Mă sună femeile ca la gară. Să vede că-i foamete. Da. Da, domnișoară. E puțin ocupat, dar mi-a zis să vă invit la el. Da. Notați adresa. Cotroceni 18, la casă. Da, Mărlanu, da, e aici. Normal că vreau să ne întâlnim. Da, normal, la mine. Ia-ți ceva să notezi adresa, da.
vezi că vreau să mă întâlnesc cu Gagica la tine în vilă. Și drept recompensă ți-o las ție pastă, care a chemat-o pupăza. Da, tu de ce nu mai vrei? Sincer. Sincer, că altfel... E nimfomană, bă, mănâncă pufuleți. Eu vreau o femeie, mă, una gospodină, care să mănânce slănină, șuncă, să spargă ceapa cu pumnul. Vreau să măsor, nu ți-a zis ăștia. Bă, sigur e nimfomană? Sigur, bă. Ia, frate, cheile și du-te. Așa, mersi. Da. Cotrocin 20, dragă. Te aștept. Ok, ok, atunci ne vedem la tine, da? Pa! Vantame, să știi că ăsta este ultimul avertisment. Ori stai cu mine, ori plec și eu. Să verific niște gunoaie. Ar fi și indicat, madam, că orașul este și responsabilitatea prefectului, nu numai a primarului. Bine, nemernicule, dar să știi că tu m-ai împins să o fac. Fă-o, dragă. Cotrocin 20. Asta nu e adresa lui Mușchiulică? Mușchiulică! De fapt e mai bine că dacă îl înșel cu un prieten, se oftică dublu. De unde s-a dus ăla, mă? La mine? Că aici eu am întâlnire. Apropo de întâlnire, hai, degajați că nu-mi place să o fac cu martori. Păstăriatule, tu ești bolun la cramă? Bă, tu ai uitat răcacile cășoara noastră? Mai subțire, bă, că nu e a voastră. Și dacă sunteți și voi băieți de treabă, vă dau și vouă, că fata duce. Hai, degajați, că trebuie să vină. Degajați, bă! Hai, că ne găsește, dragi. Bună seara, iubito. Bună, bună. Nebunaticul meu, mititel, ai vrut să mă părăsești. Nu-i nimic, te iert. Ah, uite, ai fost la sală să-ți umfli mușchii pentru mine. Mamă, ce puternică ești! Mamă, zice, îmi plac mușchii tăi, gata, te vreau, nu mai rezist. Haide! Așa? Ce mai pisia emoții? Nu-i nimic, N-am! Vreau să te rog ceva. Uite, 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 vreau să... Vreau să... Ce vrei să zic o poveste? Nu vreau să te leg la ochi, te rog, am o surpriză pentru tine. Ah, îți plac de-astea perverse, mamă și mie. Uite cu ce m-am pregătit, hai să te arăt. Uite, îl vezi? Să mă bat, să mă faci praște. Eu am terminat. Succes! Haide, mai repede. Opa, 1, 2. Zi-te tu! Unu, doi, sunteți mai mulți, ce surpriză, nebunat! Ce facem noi? Chiorete! Ne-a furat bananele! Și mandarinele! Vino cu acea. Închide ușa! Dracu, dai-și de panara! Chiorete, închide ușa! Chiorete! Hai! Fii atent aici. Ce rasă paț! Nu trebuie să afle nimeni ce-am pățit, da? Chiorete, juri că nu spui la nimeni? Jur să n-am paie la măgar acasă la mămica dacă te minți. Dar nici tu să nu spui la nimeni. Mă, tu ai nebunit! Era să... Ha! Ce face la popăza? A, filmează emisiune. Băi, ești nebun! Du-te, ce stai? Du-te de ei caseta! Chiorete! Ce? N-are nicio casetă! A, n-avea casetă. A filmat totul și a transmis în direct, live, prin satelit, Chiorete. Live? Te omor, fufăitule! Îți mulțumesc, prietene! Hop!
ce? Aha! Aha! O lumânărică asta, romantică așa. Hai venit, bulă noastră! Ce? Mărlan! Ia, mă! Te-a pus nemer Nicola de Van Dams? Și nu. Tu ai pus râtul ca un porc ordinar, ce ești? N-am pus... Zi mersi că doar te castrez. Data viitoare te asomez, mă! Și te-ai transmis lui Doruleț că... Așa, mă, nenorocitule, e nimfomană, îți rup capul! Domnul, ați venit! Ce bine că nu mai e nevoie să-ți transmită mârlanul! Îți spun eu direct! Și dacă n-ați înțeles, vă aștept la mine la birou să repetăm non-stop. Ce faceți, mă, băieți? Ați început fără mine, a? Să înceapă distracția! Serios cu... Păi tu ce credeai, dragă? Că eu sunt vrunul de ăla care își minte electoratul? Da, cu tine ce aici, la ora asta? Sau ai venit cumva să ne ajuți, nu? Da. Dacă orașul este și responsabilitatea prefectului, nu doar a primarului... Dar văd că ai terminat. Nu, n-am terminat, ți se pare? Uite, vezi, tomberoanele alea sunt pline cu gunoi. De-abia te așteaptă. Hai, curaj! Eu? Da, tu, doamnelor, vă rog eu, încurajați-o pe doamna prefect. Ai văzut, mă, că tot ai rupt audiențele? Cu vedeta aia de mâna a treia și te-ai descurcat. Mă rog, ești cam sever cu tine, că tu nu ești de mâna a treia. Ce-o spun eu, șeful. Totul a fost senzațional. Bravo, mă! Și ideea aia cu chiorete în uniformă, genial! Ai creat exact imaginea aia retro de Village People. Auzi, diseară vreau să o faceți în patru. Vezi de unde faci jos de un indian. Aveți o pană? Care să reziste sub alea două ale tale, bă! O să-mi iau manechin ca lumea, fraiere! Ca lumea fotbalului... Lului! Exact! Să nu te... Hai că exagerezi! Am rămas nerv! Ma... Exact! Mă, mai vreau să mai trăiesc! Mă, dă-te-i de lumișoara asta! Subiectul este încă în lucru, măi, ce naibii, e un subiect în lucru. Chiorete, ne fura bananele! Ha, și mandarinele! Ha, 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 ha